Oamenii de știință au detectat cel mai strălucitor pulsar observat vreodată în afara Căii Lactee, astfel dezvăluind adevărata identitate a unui obiect luminos confundat anterior cu o galaxie îndepărtată. Pulsarii sunt stele neutronice, incredibil de dense, care emit radiație electromagnetică de la poli. Având în vedere modul în care aceste obiecte se rotesc cu repeziciune, emisiile lor par pulsuri scurte și periodice atunci când sunt observate din alte locuri din spațiu, fiind asemănătoare cu faruri văzute de la mare depărtare. Pulsarii au fost descoperiți în anii 1960 de astrofizicianul irlandez Jocelyn Bell, iar de atunci peste 2000 de pulsari au fost detectați de omenire. Însă mare parte dintre aceste obiecte strălucitoare sunt situate în afara galaxiei noastre. Pulsarul descoperit acum, numit PSR J0523-7125, reprezintă descoperirea mult mai rară a unui pulsar extragalactic, situat dincolo de limitele Căii Lactee, în acest caz în Marele Nor al lui Magellan. Potrivit cercetătorilor, pulsarul PSR J0523-7125 este de aproape 10 ori mai luminos decât orice alt pulsar extragalactic observat vreodată. Așadar, cum de a fost trecut cu vederea până acum? Oamenii de știință au explicat că pulsarul PSR J0523-7125 depășește limitele teoretice anterioare pentru luminozitatea pulsarilor din Marele Nor al lui Magellan. Anterior, cercetătorii estimau că luminozitatea acestora poate fi comparabilă cu obiectele văzute în Calea Lactee.